Diana Vasilescu vă prezintă jurnalul AgroTV. Bine v-am găsit! Încep știrile. Suntem țara care importă mai mult decât exportă. Cum putem vorbi în aceste condiții despre siguranța alimentară? Mulți fermieri români lucrează în pierdere an de an sau au încasări la limita subzistenței. O analiză obiectivă asupra agriculturii românești relevă multe minusuri care sunt suportate, din păcate, mai ales de consumatori. În exclusivitate pentru AgroTV, Dimitrie Muscă, directorul combinatului agroindustrial Curtici, a făcut mai multe declarații pe acest subiect într-un interviu realizat de către Ovidiu Ghine. Luăm cartoful, care este a doua pâine, nu? Se spune că erau 170.000 de hectare de cartofi. Și a venit ăla de la Institutul Cartofilor și a zis, pardon, mai sunt 30.000 de hectare de cartofi. Nu ne putem permite, pentru că un hectar de cartofi să-l înființăm ne costă 35.000 de lei. Iar ca să facem un hectar de cartofi pentru sămânță ne costă 55.000 de lei pe hectar. Nu avem banii ăștia, nu suntem capitalizați să avem banii ăștia. Pentru că nu avem siguranță, pentru că în un an cu ploi și ne dă o producție bună, vine altul secetos, ai suferit și ai scos doar cât ai cheltuit sau cu asta. Domnul Unghinea, suntem singurii fraieri din lumea asta care lucrăm în continuare anul următor și atunci când facem pierdere. Deci asta este, ni s-a împământenit, ni s-a băgat la noi, avem în genă, suntem singurii care lucrăm și în condițiile în care facem pierdere. Și avem experiența lui 2020, nu? Știți și bine că doar ați trăit și ați făcut tot emisiuni de agricultură și ați discutat cu fermierii. Când tu ai aceste probleme și țara nu vede... N-am așteptat de la nimic de la Oros, că despre morți numai de bine, că a zis că nu-i mai pomenesc numele. Dar nici ăștia nu au făcut nimica. Dom'le, deja vă spunem că facem, am scris pe NSU sau pe NEA, nu știu câte. Dom'le, ce am făcut în 3 luni de zile? Erogare pentru neonicotinoide? Perfectă. Domnul Unghinea, gândiți-vă un lucru, cineva a tras semnalul. Dacă nu facem și nu introducem și dacă ni se scoase neonicotinoidele, am pus... punct și culturii de porumb, care este pe 4 milioane de hectare. Și nu mai avem nici porumb. Că tot nu mai avem grâul de exportăm și așa mai departe și nu mai avem porumb și floarea soarelui. Păi uitați-vă ce cădere am avut la floarea soarelui din cauza neonicotinoidelor. Domnul Ghinea, nu trebuie să ne ducem până acolo. Vă dau un exemplu, zona Nădlacului și de aici. Nu-și mai pot permite să facă cultură de floarea soarelui din cauza iepurilor. Vânătorii sunt fericiți, au iepuri, se merg la distracție, pac, pac, am pușcat un iepure, îl dăm cadou la șofer sau la nu știu cine, iar ăia nu mai pot să facă cultură de floarea soarelui. Nu mai vorbim de neonicotinoidele pentru Tanimicus, rățișoara porumbului.